Mulți dintre noi ne bazăm zilnic pe informațiile obținute de pe internet, dar câte lucruri știm despre acesta? Un videoclip popular pe YouTube spunea la un moment dat internetul este pentru pornografie. Am fi tentat să credem acest lucru, însă informațiile apărute pe parcursul ultimului an spun altă poveste. Iar acesta nu este decât unul dintre cele mai interesante lucruri pe care nu le știai despre internet. Din câte se pare, în jur de 3,2 miliarde de oameni folosesc internetul în ziua de astăzi. Este într-adevăr un număr impresionant, însă trebuie să ținem cont că populația planetei a depășit 7 miliarde de oameni, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate dintre aceștia nu sunt conectați în prezent la web. Dintre cele aproximativ 4 miliarde de persoane offline, 1 miliard se găsesc doar în India. În ciuda acestui lucru, India are în prezent al treilea cel mai mare număr de oameni conectați la internet. Primul site este încă online. Primul site de pe internet a fost lansat în data de 6 august în anul 1991 și a fost dedicat proiectului World Wide Web. A fost creat de către Tim Berners-Lee și rulat pe un computer Next din cadrul Organizației Europene de Cercetare Nucleară. În China există clinici speciale pentru cei dependenți de internet. Unii oameni accesează atât de des internetul în China, încât autoritățile au înființat chiar și o clinică pentru a-i trata pe cei dependenți. În jur de 200 de milioane dintre utilizatorii din țara respectivă au vârste cuprinse între 15 și 35 de ani, iar dintre cei afectați, 40% suferă de probleme de atenție și sunt hiperactivi. 30.000 de site-uri sunt compromise de hacker în fiecare zi. Aceasta este o statistică destul de veche, însă lucrurile nu par a se fi schimbat în bine. Dimpotrivă, unii au estimat că în 2016 aproximativ 37.000 de site-uri ar fi accesate de infractorii din domeniul electronic. Din câte se pare, hackerii folosesc de multe ori elemente de softare speciale pentru a detecta site-urile vulnerabile. Prima cameră web a fost folosită pentru a monitoriza o cafetieră. Prima cameră web nu a avut un scop măreț. Aceasta a fost folosită la Universitatea din Cambridge, în Marea Britanie, iar rolul ei era acela de a monitoriza o cafetieră. Astfel, ar fi fost evitate situațiile în care oamenii se deplasau până la bucătărie pentru o cană de cafea și găseau o cafetieră goală. Primul videoclip urcat pe YouTube. Primul videoclip urcat pe YouTube nu are decât 18 secunde. Îl puteți vedea în prim plan pe Jawad Karim, unul dintre fondatori, explicând de ce consideră că elefanții sunt interesanți, pentru că au trompe foarte mari. Videoclipul în sine devine interesant doar dacă luăm în considerare evoluția ulterioară a site-ului și modul în care a ajuns să facă parte din Google. Pisicile sunt mai populare decât pornografia. Internetul nu este pentru pornografie. În jur de 4% din tot traficul înregistrat are legătură cu pornografia. Știți cât trafic are legătură cu pisicile? 15%. De aproape 4 ori mai mult. Iar situația actuală persistă de câțiva ani încoace și având în vedere cum arată lucrurile, cel mai probabil va continua. Aproximativ 35% din trafic este generat de boți. Erau vremuri în care boții erau responsabili pentru mai mult de 60% din traficul de pe internet. Situația însă s-a schimbat în ultimii ani și oamenii au ajuns din urmă. Acum boții generează doar 49% din trafic. Astfel, 29% reprezintă activitatea boților malițioși folosiți de hackeri, în timp ce 20% reprezintă activitatea unor boți utili folosiți printre altele în cadrul studiilor. Există tehnologie 4G pe vârful Everest. Vârful Everest din munții Himalaya este cel mai înalt punct de pe planeta noastră, cu 8848 de metri înălțime. De obicei, conexiunea la internet nu era un lucru la care foarte mulți alpiniști se gândeau acolo, însă în 2013 o colaborare între niște companii asiatice a ajutat la instalarea internetului de mare viteză. Poate cineva chiar va avea nevoie de internet cu tehnologia 4G acolo în timpul unui popas, nu știm cu exactitate. China Mobile, care a venit cu rețeaua, și Huawei, care a venit cu echipamentele compatibile, au fost principalii responsabili de proiect. Există un site unde poți vedea cât de vechi este internetul. În cazul în care vrei să afli mai multe despre internet, trebuie să știi că site-ul acesta îți arată numărul de zile trecute de la lansarea acestuia în forma sa actuală. Astăzi, 26 februarie 2017, internetul are 10.213 zile. Vă mulțumesc mult pentru toate comentariile de încurajare. Să aveți o zi frumoasă!